Dorinel un meci mai accesibil cu Ceahlău? Nu, în niciun caz. Ceahlău e o echipă foarte bună. S-a văzut și până acum că nu mai sunt meciuri ușoare și meciuri grele. Toate meciurile sunt grele. Mai ales că ne apropiem ușor, ușor de locul 5 pe care ne l-am propus anul ăsta. Și nu mai există meci greu sau meci ușor. Dintre nou promovate, Ceahlăul se aface mai sus în clasament. Te surprinde asta? Nu. Chiar e o echipă foarte bună din punctul meu de vedere. Chiar joacă un fotbal frumos. Au jucători de calitate, foarte tehnici și cu siguranță vom avea un meci greu acolo. Oricum, trebuie să mergem acolo să câștigăm, să luăm cele 3 puncte, că altfel nu avem cum să ne atingem obiectivul. Aveți moral excelent după ultimul meci de acasă. Da, sigur. A fost o repriză a doua foarte bună. S-au marcat 3 goluri și mergem acolo încrezători. Mergem la victorie. O victorie cu Ceahlăul v-ar readuce în cărți pentru lupta la meciul de cupă europeană? Sigur. O victorie acolo, având în vedere că și Rapidul joacă la CFR, cu siguranță, dacă luăm 3 puncte acolo, o să ne apropiem tot mai tare de locul 5. Asta înseamnă că sunteți fanii CFR-ului în meciul de sâmbătă? Nu aș putea să spun chiar așa, dar e normal să-ți dorești să bată CFR-ul, să-ți atingi obiectivul. Rivalitățile chiar nu mai contează în momentul ăsta. Cum vă motivează Claudiu dinainte de meci? Are niște tactici mai speciale sau? Nu neapărat. Fiecare antrenor are ședințele lui și felul lui de a te motiva. Eu cred că doar prin prezența lui te motivează foarte, foarte mult. El se macină destul de mult înainte, în meci, nu doarme. Da, știu că ne spune și nouă asta. Știu, doar prin prezența lui se face respectat și trebuie să dăm tot și pentru noi și pentru el. Mai ridică tonul din când în când? Sigur, e normal să ridice tonul. Și toată lumea ar trebui să accepte asta, pentru că e antrenorul echipei și e și viitorul lui și viitorul nostru în față. Vă lipsește pe teren? Totodată simți asta în timpul unui meci? La loviturile libere sau la Sigur, da, e normal, mai ales că a făcut atât de multe pentru echipa asta și a adus foarte multe victorii, e normal să-ți lipsească un jucător ca el. Tu cum te-ai adaptat la universitate? Mă simt foarte, foarte bine. Chiar nu mă așteptam să mă adaptez așa repede. Chiar mă simt foarte bine. Mai puțin pe la debutul cu CFR, l-aștept? Câteva etape. Toate meciurile sunt importante. E normal. E un motiv în plus că sunt rivale, stadionul va fi plin și sunt foarte multe orgolii. Și orice jucător își dorește să câștige într-un derby. Un meci teoretic simplu pentru universitatea. Nu cred că nici teoretic. Eu zic că nici teoretic nu e simplu. Pentru că Ceahlău a arătat că este o echipă care joacă fotbal și este un meci și în deplasare pentru noi, deci sunt convins că nu va fi simplu. O echipă imprevizibilă, Ceahlău a pus probleme inclusiv echipelor care se bat la ultima pe listă Rapidului. Da, cum am spus mai devreme, Ceahlău este o echipă care joacă un fotbal plăcut ochiului, nu se baricadează în defensivă, încearcă să atace și au demonstrat în acest campionat că sunt o echipă care merită luată în considerare. Nici voi nu stați prea rău, de 4 etape nu sunteți în finish. Da, acum venim după un meci bun făcut acasă. Sper să avem puterea să legăm două victorii. Asta ar fi destul de important pentru noi. Care este secretul revenirii voastre? Claudiu Niculescu, poate? Nu știu. Liniștea din vestiar, orice, să mai uite orice lucru. Chiar nu știu. Important este că avem o perioadă bună în care nu am pierdut și sper să o prelungim, să fie cât mai lungă. E posibil locul 5? Șansele sunt destul de mici, după părerea mea, să ajungem acolo, dar nu este imposibil.
noi trebuie să luptăm până la final. Claudiu spunea după meciul cu Târgu Mureș că de-abia după o victorie cu Ceahleaul s-ar putea totuși vorbi în continuare despre europene. Da, cum am mai spus, este important pentru noi să legăm două victorii și, bineînțeles, depindem și de rezultatul celorlalte echipe, celorlalte contracandidate la cupele europene. Cum vă motivează Claudiu? Înainte de un meci. Știu că el se macine mult înainte de un meci oficial, nu doarme noaptea. Păi, nu știu ce să vă spun, ceva nou față... Nu știu ce să vă spun diferit față de alți antrenori. În meciul de sâmbătă dintre CFR și Rapid, țineți cu CFR-ul? Că să fie în avantajul vostru să treci la un dat peste Rapid, nu așa? Sincer să fiu, nici nu știam că joacă unele cu altele, deci chiar nu mă interesează. Mă interesează de ce a clăut deocamdată. Cavi, v-ați despărțit de un coleg. Simțiți lipsa lui? Vă pare rău? Eu, sincer, da, pentru că a fost colegul meu de cameră mai mult de un an. Eu cred că este un portar de valoare și îmi pare rău că drumurile noastre s-au despărțit acum. Îi doresc mult succes, sunt convins că va reuși oriunde va merge să se impună. Era prea mare concurența cu Bornescu? Nu știu, asta nu e datoria mea să mă pronunț în acest caz. Tavi, tu crezi că te vei mai impune ca titular în centrul defensiv, ținând cont de faptul că Calemazi este mai sigur? Mai sigur în ce sens? Mai sigur decât mine? Sau cum? Petre, în vedere că tu nu ai fost titular, Bună întrebare. Deci, eu lupt în fiecare meci, la fiecare antrenament să fiu titular. Dacă mi se acordă șansă, încerc să profit de ea. Sper să ajung să fiu din nou titular.